Solana și Elrond. Ăștia sunt titanii. Minim 10x de aici. Cât mai creștem? Unde ne oprim? Și oare se mai merită să investim? Sunt întrebările care nu ne dau liniște nici după sărbători. Sărbătorile care ar fi trebuit să ne confere oarecare liniște. Dar nu, pentru că întrebările astea perturbă liniștea și continuă să existe. Astăzi o să evaluăm două ecosisteme din mai multe unghiuri. Și din perspectiva comunității o să citim ce au spus aceștia. Așa că rămâi până la final pentru că o să te ajute materialul de azi ca să înveți cum să te plasezi. Ei bine, de ce comunitate? Păi știi că deja dacă vin 2 sau 3 sau 10 ca să spună să te culci, mergi și te culci. Că na. Poate că chiar ți-i somn. Dacă mă urmărești pe Twitter sau pe X, mă rog, cum vrei tu, am postat două tweet-uri simple legate de Solana și EGLD, iar comunitatea a răspuns din mai multe unghiuri, ceea ce e interesant. Unul din aceste tweet-uri spunea: scenariu EGLD, oare continuăm până în 100, ulterior dump până în 30, iar mai apoi 500 plus? Era o întrebare. Celălalt spune: scenariu Sol, oare continuăm până în 150, ulterior dump până în 40, iar mai apoi 300 plus? Care sunt diferențele majore între cele două? Rupe EGLD Solana sau invers? Ei bine, mulți compară EGLD cu Solana. Și prima diferență clară pe care mulți nu o văd este că încă de la apariția acestora, unul a fost mai diferit. Unul dintre ele nu are adopție și recunoașterea celuilalt, adică Sol e net superior cotat. Dar, important aici, unul a strâns la început de drum 1,9 milioane de dolari, iar celălalt a strâns 334 de milioane de dolari de la VC-uri, de la fonduri mari de investiții. De ce oare unul îi mai relevant decât celălalt? E bine, hai să începem cu logica. Dar înainte să mergem înspre informațiile de astăzi și să vedem ce să avem în vedere, vreau să mă asigur că ai gâdilat algoritmul cu un like. Salutări abonaților, vă apreciez și vă respect. Salutări tuturor celor care sunteți noi aici pe canal. La fel, pentru cei care mă urmăriți, probabil că vă este ușor, știți cine sunt, dar pentru cei care nu mă urmăriți și nu mă cunoașteți, vreau să aveți în vedere că mă numesc Robert Grecu, sunt antreprenor și investitor, iar de peste un an dezvolt platforma educațională Greu Capital, un loc unde poți să crești plin de educație, perspectivă, nu principii de îmbogățire peste noapte. Restul, desigur, o să le mai prins din mers. Sunt pasionat de tehnologie, de zona investițională, preponderent în zona cripto, investesc aici și încerc să ofer cât mai mult plus valoare pe baza experiențelor mele sau din experiențele mele. Spuneam de logică și că unul e mai cunoscut ca altul, corect? E bine, care e logica? Putem să observăm și discrepanța. Din punctul meu de vedere, mult mai greu construiești având un capital mai mic. Și totuși s-au dus la 10 miliarde de dolari market cap, EGLD. Pe de altă parte, construiești mult mai ușor, cazul Solana, dacă ai bani mai mulți și de marketing, evident. Fapt care se reflectă și în market cap-ul Solana. Pentru că ai capital. Diferența dintre funding la început de drum e enormă. Plus că EGLD, construit pe ecosistemul Multiverse X, e primul proiect românesc cunoscut internațional. Iar internaționalul poate că e ușor reticent când vine vorba de România, din mai multe considerente. Nu spun că e 100% așa, dar e o perspectivă. Tu crezi altceva? Lasă în comentarii. Iar pe mai departe, hai să vedem ce ne spun și oamenii frumoși de prin comunitate. Haideți să revenim și la perspectiva comunității și desigur o să mergem și pe grafică. Dragii mei, dacă nu mă urmăriți pe X, vă încurajez să mergeți, sau pe Twitter, vă încurajez să mergeți să mă urmăriți și aici discutăm lucruri interesante, perspective, narrative. Cred că dacă nu aveți cont pe X și sunteți mai ales în zona cripto, dar și în zona investițională, trebuie să veniți. Asta e bucătăria rețelelor sociale, vă mai știți lucrul ăsta, aici se discută păreri, aici aveți ocazia să vă răspund eu, dar și alți analiști și de pe meleagurile astea, dar și din extern. În sfârșit,
mai prezentăm narrative, vreau să ajungem la perspectiva cu EGLD, da? Scenariul acesta. Oare continuăm până în 100, ulterior dăm până în 30, iar mai apoi 500. Bagă în com narrativa ta. Mergi și bagă și tu, chiar acum. Bogdan spune că mai degrabă un 50 la care putem acumula pentru parabolice. Iar eu i-am spus să detalieze puțin. În piață se acumulează multă tensiune, iar de obicei înainte de un halving mai există cel puțin o corecție de 20-30%. Exact! Asta e corect. V-am zis și eu lucru acesta și chiar am pus-o pe graficul EGLD. Da, o corecție care, din punctul meu de vedere, poate să fie prezentă. Da? Acum, nu o să știm cu precizie dacă ăsta va fi momentul de inflexiune, de unde o să avem o scurgere. Sau poate că va fi puțin mai sus. Oricum, topurile nu o să le știm cu adevărat niciodată și v-am învățat de multe ori lucrul acesta, așa că încercați să fiți realiști mai presus de toate lucrurile, întorcându-ne la ale noastre, da? În care se poate acumula înainte de urcările clasice, care sunt așteptate de toată lumea în 2024, poate spre 2025. La asta mă refeream, chiar dacă a avut o creștere organică EGLD. Da. Deci asta e o perspectivă oarecum sănătoasă. Cumva perspectiva lui Bogdan. Așa că, Bogdan, da, felicitări, ai o gândire destul de eficientă. Sper că ai și acționat în baza acestei gândiri, pentru că poate să-ți aducă ceva profit sau ar fi trebuit deja să-ți aducă profit. La 30 eu zic că nu avem cum să îl mai vedem, poate doar un 50. Ce înseamnă că nu mai avem cum să-l vedem? Să zicem din 100, da? Deci din 100 să mai corectăm 68% înainte de halvingul BTC-ului. Interesant. Ce vreau să aveți în vedere? Nu, să nu credeți, dragii mei, că teoria asta mea de aici, da, expusă pe EGLD, e una exhaustivă, da? Asta o să se întâmple. Nu! Eu chiar am pus o întrebare, nu că eu mă gândesc la scenariul ăsta neapărat, ci vreau să văd cum gândește comunitatea, da? Din perspectiva unora ca și analiști, da? Din perspectiva analizei tehnice propriu-zise, dar și din perspectiva investitorilor care au o viziune mai macro, mai per ansamblu. Da, poate să zicem că ar fi prea mare o corecție de natura asta, dar haideți să vedem ce ar însemna o corecție până în range-ul de la 50. 50% din 100, da, să spunem, să presupunem, da. Dacă ar fi mai de sus, 50 ar însemna, vedeți că e totul despre perspectivă, ar însemna din nou vreo 60%. Deci de aici în 30, mai mult sau mai puțin. Nu putem spune că e 100% improbabil. Deci rămâne o probabilitate. Mai departe, să te audă Dumnezeu, să mă audă din alte puncte de vedere. Da? Să vedem 90-100 mai întâi, mai apoi 130, restul e can-can. Suport în 50, nu ar rost să ne întindem cu cine știe ce predicții. Au mai fost și scenarii cu 10.000. Ideea este că încă suntem pe un uptrend. Da, scenariul ăsta cu 10.000. Oh, unii dintre voi încă mă tachinați cu predicția aia 2510.000. Asta e, v-am spus că am greșit, dar o singură dată îmi cer scuze pentru greșeală, că n-are rost să-mi cer de 100 de ori, înțelegeți? De asta nici nu o să mai ofer răspunsuri exhaustive, pentru că românul are spiritul ăsta de hate profund, dar și cel mai bun critic. Bă, românul e bun la toate. Românul știe, domnule, orice știe. Urcă până la 166, coborâre. La 59, coboare. După care drum liber spre 860. Deja îmi trezesc spiritul nostalgic a meu de 2500. Da? Ok, tu ce decizie iei în zona de 100? Eu am zis așa, poate descarc un 4X, da? Pentru că eu am învățat ceva din bull marketul trecut și din viață, da? Că mai degrabă, când într-un an, de exemplu, cu 20.000, să vă spun exemplu care l-am dat, faci 80.000 de pe un singur activ, cazul meu, de exemplu, pe EGLD, că m-am cumpărat în trepte și am o medie bună, bine, am făcut profit și în bulul trecut pe EGLD, dar asta e altă poveste, pentru că l-am luat din fază super incipientă, mă rog, cu o investiție, bucură-te de profit, asta am zis, da? Nu prinzi niciodată momentele cheie, iar dacă transpui teoria asta pe 10 investiții bune, ai aproape milionul cu o probabilitate mare, cu o investiție, de exemplu, de 200.000. Un randament care nu îl ai nici în imobiliare, într-un timp așa scurt și niciunde.
Deci sunt niște, totuși, raportându-ne la lucrurile din lumea fizică, profiturile din spațiu astea sunt exorbitante. Dar profiturile astea atât de mari ne fură de multe ori din vizibilitate, dragii mei, și nu mai vedem perspectiva per ansamblu. Adică nu mai vedem o comparație. Bă, dacă facem 10% în cripto, ni se pare puțin, nu? Și într-o lună. Dar gândiți-vă că în imobiliare e 30% într-un an randament și în o grămadă de afaceri. Deci 30% poate mult, în altele 10%, în altele 15% marjă de profit. Aici când vorbește cineva 10% e ha, ha. Nu, dragii mei, coborâți din nava mamă, da, de pe Marte, cu Musk, lăsați-l pe Musk acolo, omul la... hai să coborâm pe pământ puțin. 10% într-o lună, incredibil. Ai 100 de mii și tranzacționezi și faci 10% într-o lună, ai făcut 10 mii într-o lună, incredibil. Cu 100 de mii, dacă îți cumperi un apartament, îți aduce randament 10 mii pe lună? Și 5% e bine. Adică, de ce nu ne-am bucura de un 4x? Da? Vorbim de 200%. Ui, wow, nu? Adică, mi se pare incredibil, din punctul meu de vedere. 200 și ceva, mă rog. Una peste alta, hai să vedem, nici nu deschid graficul, consider că market makerii așteaptă să fie toată lumea bullish și abia apoi să pice prețul cu un flash, crash. Da, deci din start, cumva e ok pentru a lichida pozițiile de long, momentan se face mai mult profit dacă dă prețul în sus. În punctul ăsta oricum e euforie și market makerii nu o să, credeți-mă, dragii mei, nu o să fie un dump de natura asta. Da? Deci nu o să fie un dump de natura asta. Mergem aici și flash crash. Come on. Nu, o să mai fie probabil, da, cu mici ajustări. Niciodată nu e un flash crash natural, un flash crash de 10%. Nu, cel puțin dacă lasă de referit, e nicio șansă. Pump 120, mai apoi pullback la 50. Deci mai mulți se orientează în narativele astea și urmat de un asalt final spre 225. Straight line până la 1000. Buf! Din nou. Să ne trezim în momente nostalgice. Eu zic că nu vom coborâ sub 40. Acolo e FIBO 6, 0.618 probabil, da? Da. Ok. 120. Din 120 îl vezi dump. De la 120 cade la 80. Este o perioadă bună. După vine trenul și se duce spre 200. Din toamnă. Bă, când ești oracol, când ești oracol, scrii cu lejeritate, nu? Ce mai îți pasă de ce zic eu? De aici, de la 120 cade în 80, stă o perioadă bună acolo, a fost în viitor, a văzut, a venit, i-a scris. Ce mai vreți? Mă, ce mai vreți? E perfect. După vine trenul și se duce spre 200 din toamnă, în vară sun concedii, da? Sunt concedii, dar tu poți să și suni pentru concedii, mulți vor vinde, iar din toamnă vine urcarea mult așteptată. Până atunci, acumulare indiferent de preț, asta cine nu face trading. Da, CryptoMap, mai glumim aici, sper că nu te superi. Acum simți umorile absolut necesar și sarcasmul. Păi nu era 2500 minim până în 2022 pentru cunoscători? Încă unul. 10.000, te rog! 10.000, cred că am zis, nu 2500, da? 10.000. Poate ciunim la anul 2000 pe GLD. Sărbători fericite și vă, urmă. Bă, te-ai dat pe breazdă până la urmă. Vezi? Da. Dragii mei, v-a trecut de mult valul ăla și... Mă, dacă voi n-ați greșit niciodată cu nimic, să-mi spuneți, să mă învățați și pe mine că eu mai greșesc din când în când. Ăsta e mersul. Nu, mai greșesc. Iertați-mă. Ar trebui să ajungă pe la 200 plus, după care dump la halving pe toată piața cripto, inclusiv BTC și la pivot, da, la pivotul Fed, se referă rezerve federale, pivot halving, ok, flash crash la 50 sau poate și mai jos. Deci, iar vorbim de flash crash. Nu știu de ce oamenii au impresia că corecțiile astea mari mereu vin cu flash crash-uri. Nu știu dacă vine cu un flash crash, vine cu un crash care o să, deci nicio corecție, nu cred că o să corectăm 50% dintr-o dată, da? N-am văzut lucrul ăsta, nu cred că o să-l văd, dar mă rog. După ne revenim brusc înapoi în zona către all time high, mergem și pe Solana, aveți răbdare? Ok, eu am zis că la oracol nu mă împotrivesc. Voi?
Da? Oracolul e oracol. Dacă vreți să vă împotriviți destinului, mergeți și votați aici, că vă împotriviți destinului. Ori văzut aici 13 și ori votat. Vezi câțiva, 23%. Bă, câțiva dintre voi vă împotriviți destinului. Aveți de grijă. Nu vă puneți voi așa cu destinul, mă rog. Haideți să trecem și la narativa. Deci ați văzut cumva narativele pe AGLD. Cumva, mie mi se pare plauzibilă narativa asta. Poate, hai să zicem, 50, nu? 150, mai apoi, poate înspre noi maxime din nou. Niciun pam nu să meargă la infinit în sus cu oscilațiile aferente. Scenariu sol. Oare continuăm până în 150, ulterior dăm până în 40, mai apoi 300 plus. Ok, pe grafic arătăm în acest fel. Asta a fost o perioadă de 52 de zile incredibil de bună de acumulare pentru sol, dar toată perioada asta de 217 zile a fost una bună de acumulare, dar în special dacă dăm un zoom in, vreau să vedeți aici perioada asta, da? Asta a fost o perioadă de nenorocire aici. Cine a acumulat e the boss. Ok. Una peste alta, aici s-a produs momentul de inflexiune, am avut un breakthrough peste această rezistență importantă, rezistență în care am intrat cu un crash puternic, vă amintiți de acel crash, da? În noiembrie 2022, perioada asta de acumulare, da, a început pump-ul, a mers în range-ul acesta, din nou o corecție și mai apoi breakthrough ăsta frumos în care prețul a avut un spike incredibil, da, de 300 la 100 din range-ul de la 30. Da, și spuneam 150, mai apoi 40 și înspre un nou all-time high, da, 300 plus. Hai să vedem ce spun frații noștri buni și drepți. Personal nu cred în pullback atât de mare. Vor fi cu siguranță momente de pullback sănătoase pentru bull market, dar nu văd să fie mai aspre decât de 40%. Deci 40% ar însemna, de pildă, din 150, 40% ne-ar duce în această zonă. 8, hai zicem 80, da, ar însemna 47%. Dacă ar fi să transpunem aceeași narrativă pe EGLD, ar însemna că, de pildă, din 100, un 40% aici, am semnat, da, range-ul de la 60, poate chiar, hai să zicem, 50. Deja mergem înspre 50%. De ce nu crezi că o să fie pullbacks așa mari la următoarea corecție mai semnificativă? Orice este posibil, dar nu orice e probabil. Nu exclu nimic și e bine să fii pregătit pentru ambele scenarii. Iarna nu-i ca vara. Asta e vorba. Iarna nu-i ca vara. Asta e vorba, mă. Tu ești oracolul. Gata. Dar corecție încât să ducă sol până în 40-50, nu cred. Da. Păi probabil de la alt all-time high nimeni nu credea vreodată că vine înapoi la 9, nu? Mă rog, pullback de 34% cu siguranță o să vedem. Cu siguranță o să vedem. Dragii mei, vă învăț ceva din experiență proprie, personală. Experiența mea. Nu mai spuneți niciodată în investiții cu siguranță. Pentru că am făcut din nou și eu asta în greșit. Trecut. Never. Mi-am învățat lecția. Înțelegeți? Niciodată. Cu siguranță e doar că mori. Și dacă l-ai acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, poate te duci în rai. Asta are siguranță dacă cercetezi scripturile. Dar mă rog, nu intrăm în teologie. Asta e un alt subiect. Pentru o altă dată, poate la un podcast fain. Vedem pe unde mergem, că mai suntem invitați, dar am fost ocupați în perioada asta. Deci nu. Sigur e că mori. Mai nu știi când. Dar la un moment dat se va întâmpla. Mă rog, cu siguranță o să vedem și le consider normale, mai ales într-un bull market, who cares? Da, probabil ăsta e true believer, AGLD. Hai să vedem ce-o mai zis pe aici. Da, sunt comentarii care chiar nu-i menit noi oamenii să le înțelegem, pământenii. Înțelegeți? Nu-i menit. Eu am ieșit la 120. Din nou aceeași narativa mea, să nu uităm să luăm profituri.
Da, cred că au ieșit destul de bine. Am schimbat un BTC aseară la 122, acum sunt minus pe 1000. Bă, de ce intrați așa în vârfurile astea? Nu știu, aștept 150 cum așteaptă bucureștenii apa caldă. Vezi că în București câteodată apa caldă nu mai vine. Și tau vine greu. Dar de ce intrați în... Eu nu înțeleg. Când aveți vârfuri de genul ăsta, bă, vedeți lumânări din astea crazy. Voi, îți dai seama unde a intrat omul? Omul a intrat aici. Na, e bun. Știi ce înseamnă ăsta? Ăsta înseamnă FOMO. FOMO. Nu mai pot să scriu. E FOMO. Ăsta e FOMO. Fear of missing out. Când n-ai cum să intri în 122. N-ai cum. Deci iartă-mă, stimabile Alex. Bagă muzică. Că la muzică poate ești bun. Văd că ești DJ. Bagă-ne o muzică să ne încânt, să ne delectezi cu o muzică faină. Dar nu. Ne retragem ușor de aici. Apropo de Solana, pe exchange de Prime XBT, dragilor, vreau să aveți în vedere, BTC este transacționat din nou în range așa scurt, dar pe Solana aveți cele mai mici comisioane pe futures și pe margin din industrie, mai mici ca pe Binance. Pentru că interes și ăștia au construit acum o arhitectură faină, foarte friendly, eu aparte din fondul transacționez pe Solana, atenție, dacă vă scrieți cu linkul meu în descrierea clipului, aveți la o primă depunere 20% în plus, perioada asta de sărbători, până după anul nou. Da, după aia o să aveți 7% până la $7,000 la prima depunere. Dar acum aveți 20%. Și dacă băgați codul Robert Grecu, cred că mai aveți $50 sau 100. Dar numai una din astea. Ori primiți bonusul ăla de 20%, dacă băgați codul până după sărbători, probabil că vi se deactivează asta de 20%. Dar lăsați asta de 20% și tranzacționați-l. Băgați-vă 10.000, colegiți-vă vreo 2.000, dați-i bătaie cu aia, comisioanele mici pe Sol. Și eu tranzacționez pe Prime și pe Binance. Astea două îmi plac. Dar mă diversific, nu-mi las toți banii doar în Binance. Atenție! Am învățat minte, pentru că de ceva vreme în spațiul ăsta. Deci îmi place Prime XBT, aveți în vedere chestia asta pe Sol. Da? E fain să shortați acum, pentru cei care vă pricepeți, poate nu chiar acum. Dacă aici avem o rezistență în punctul ăsta, da, aici în un suport, doamne iertați-mă, în range-ul acesta, deci poate nu chiar acum, dar poate aici e fain un setup, da, să vedem un turning point și să ne mergem înapoi în 115, să vă poziționați long. Deci comisioare foarte, foarte bune, în avantajul vostru. Din nou, doar cu linkul meu în descrierea acestui clip, vi-l las. Totodată, pullback-ul e aici, deci suntem la Sol, da? Ok. Pullback-ul e aici, 190 după pump. Eu nu văd nimic acum. Îl aștept la 1600. Închid clipul, gata. E bun. Bă, ăștia-s true believer. No, real hodler, true believer. Mai departe, nu ești capabil să prevezi următoarea mișcare, dar tu continui să ne dai 3 mișcări. Da. Ești regele. Ești regele rupt în chiloți, copile. Deci, prima dată. O identitate, o poză de profil normală, puțină asumare în spațiu public, câteva analize, cel puțin câteva, și după vii să mă tragi de mânecă. Bine? Până atunci, ciocul mic și joc de glezne. Că aroganța asta nejustificată nu are niciun sens. 40 nu cred, 60, 65 și 500. Da? Bun. Vă rog să mergeți să învățați de la The King. Ne cerem scuze, rege. Am niște papuci acasă, trebuie lustruiți. Îi dăm la rege. Gata, lăsăm pe rege. Nu cumpărați Sol, cumpărați EGLD. Da. Vise cu 40. Păi au fost vise și cu 9. Și s-au și împlinit, fii atent. Da, mă rog. Da, dragilor, cam acestea sunt narativele pe care e nevoie să le cântărim. Da, poate că nu o să avem pullback-uri atât de mari, atât de pronunțate, dar poate că un 40% pullback la un moment dat, da, o să ne luăm la un moment dat un reject, dacă o să fie 150, că o să fie 180, la un moment dat o să vină rejectul, da, tot timpul înainte de halving. Ați văzut ce zic oameni mai sănătoși la biblică din comunitate.
care au bunul simț și diplomați. Mă rog, sper că v-a servit materialul de astăzi, dragii mei, să-l cântăriți bine. Și tot ceea ce, desigur, am discutat aici și, din nou, să aveți în vedere narativa aceasta pe Futures, pe Prime XBT, vis-a-vis de Sol, cele mai bune comisioane, link în descrierea clipului. Îți mulțumesc că ai consumat materialul de astăzi, nu uita de un like, un subscribe și să-ți rângă clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez. Să ne vedem cu bine tot aici, la noi, materiale, te aștept cu urmărire și pe celelalte rețele. Mă înclin cu drag, Robert.